Hamas planuia să stabilească o bază secretă în Turcia pentru a efectua atacuri împotriva israelienilor în diferite țări din regiune, potrivit documentelor de informații confiscate de armata Israelului în Gaza, arată The New York Times. Armata Israelului a extins operațiunile și în orașul Rafah, de unde au fost evacuați 450.000 de palestinieni, conform ONU. Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării Securității, vine cu mai multe detalii. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața, Maria! Vedem că Israelul a fost atacat cu rachete pe două fronturi marți, de ziua independenței din Gaza și Liban, și a ripostat prin bombardamente de aviație, asta în timp ce pregătește o operațiune terestră la scară largă în Rafah. Tactica Israelului este tot mai contestată. De ce insistă cu ea Netanyahu? Da, așa este. Această tactică a bombardamentului este contestată, chiar dacă, să spunem, ieri un comandant militar Hezbollah a fost ucis în sudul Libanului. De asemenea, în Gaza au fost eliminați cel puțin 15 membri Hamas care se ascundeau într-o școală care ar trebui să fie sub autoritatea ONU în Gaza. De asemenea, Netanyahu este acuzat în special de populația israeliană că face prea puțin pentru a ajunge la un acord de încetare a focului și eliberarea ostaticilor, iar tactica folosită de Israel este asemănătoare cu cea a Occidentului în Afganistan, care până la urmă, după 21 de ani de război, nu a dus nicăieri și riscă o insurgență la scară largă, ceea ce se vede și acum. Armata Israelului, pe lângă faptul că luptă cu o divizie în sudul Gazei, în Rafah, are alte două divizii, una în centru și una în nord, unde a reluat luptele în orașe pe care le cucerise înainte. Florin, dar cât de periculoasă este infiltrarea Hamas în celelalte țări? Doreau să deschidă o bază în Turcia. Sunt manifestații în universități, chiar și în Parlamentul României. S-a strigat ieri: trăiască Hamas! Da, așa este. Hamas este considerat organizație teroristă. Organizație teroristă în atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. Membrii Hamas au renunțat deja la uniformă și lansează atacuri în special asupra zonelor civile și mai puțin asupra militarilor. Pe de altă parte, sunt sloganuri pro-Hamas peste tot în lume, în universități, dar și la noi în Parlament. Au fost trase cel puțin două semnale de alarmă, unul al deputatului Silviu Wexler, care este președintele Federației Comunităților Evreiești din România, a vorbit despre ce se întâmplă în Parlament, dar am văzut că și rectorul Universității București a atras atenția asupra afișelor care au apărut în Universitatea București privind îndemnul la proteste pro-Palestina și pro-Hamas. Este un, să zicem așa, un fenomen destul de periculos care trebuie ținut sub control de autoritățile statului, dar cred că trebuie și mai mult mers pe linia informării în rândul tinerilor privind realele activități ale Hamas peste tot în lume. Mulțumesc mult, Florin, pentru toate informațiile. Mulțumesc și eu.